Astăzi, pe serverul Anei, am eliberat-o pe fana nebună din închisoare. Ceea ce nu știam noi este că după ce am eliberat-o, ea a vrut să se răzbune și l-a capturat pe Marius Sica, polițistul. Stați până la final să vedeți ce s-a întâmplat. Nu uitați să apăsați butonul like și cele subscribe ca să-i strângem și noi 200.000 de, de pe canal și să dați un follow pe Instagram ca să apăreți chiar acum pe ecran. Și nu uitați că am scos o nouă colecție pe lucalu.ro. Dacă vreți să vă luați și voi un ghiosdan, un penar, un caiet sau chiar și un pluș foarte, foarte și găsiți multe altele pe site. Eu vă las cu clipul. Vizionare plăcută! Fraților, astăzi pe serverul Anei avem o misiune destul de interesantă pentru că tocmai ce am primit un mesaj în cutia mea poștală și aici în spate am noua colecție de pe lucaluc.ro Dacă vreți să intrați și voi să vă luați un ghiozdan pentru școală, un penar, un tricou sau chiar și un pluș, avem un pluș foarte, foarte drăguț disponibil chiar acum pe site Dar haideți să vă arăt despre ce este vorba în episodul de astăzi pentru că am primit un mesaj de la hackerul care scrie că este pentru Mario Sica, adică când am văzut prima Oare chestia asta eram gen, bă, bă, ce? Cum adică pentru Mariusica, adică a greșit adresa sau ce se întâmplă? Dar o să înțelegeți imediat ce vă citesc care este faza. Luca e aici cu mine și este foarte foame și nu cred că mai am nimic de mâncare să-i dau, bă. Ce poți? să... Uite, mă, că mai am niște burgeri din ăștia, bă. Sunt în chest, probabil s-au stricat că n-au stat la frigider, dar uite, bă, Luca, bagă și tu niște burgeri. dă și tu un like la clip și haideți să vă arăt care este faza cu mesajul ăsta. Salutare, Luca! Te rog să transmis lui Mariusica că trebuie să o scoată pe Alexandra de la închisul deoarece nu s-au găsit dovezi cum că ea ar fi vandalizat tabloul cu noua colecție de mărci. Deci este vorba fix despre tabloul ăsta pe care chiar îl arăt la fiecare început de clip în ultimele clipuri pentru că e băieș, și de tot. Și știți cu toții că a fost vandalizat acum vreo 2-3 episoade când am băgat-o pe Alexandra la pușcărie. A fost vandalizat, era tăiată Ana aici. Mă rog, l-am rezolvat între timp, dar noi am zis că este Alexandra, nu s-au găsit dovezi, noi am băgat-o la pușcărie și am zis că o să o scoatem dacă nu găsim cum că ar fi fost ea, și aparent nu nu prea avem cum să dovedim chestia asta, că nu erau camere de filmat, mă rog, știți cu toții care a fost povestea. Uh, ok, deci nu s-au găsit dovezi cum că i ar fi vandalizat tablou cu noua colecție și după mi-a spus că ea și scris eu doar că aparent nu are cutie poștală la casă. Deci m-a zis că efectiv n-ai cum să-i scrii dacă vrei să-i scrii, de aia mi-a dat mie mesajul. Oricum, doar spunei să o scoată de la pușcărie, hackerul. Bă, știi care e faza, gen, e destul de nașpa pentru că Alexandra e, e cam nebună, frate, nu știu, gen. Bă, N-am vrut să o scot pe server prima oară, dar a trebuit să o scot după aia s-a întors, a zis că nu o să mai fac așa. Am pus o bă și la aparatul de minciuni și a ieșit ca și cum, bă, hai că nu o să fie atât de rău și acum a vandalizat asta și mi-e frică că nu știu, o să facă chestii mai nebune, dar aparent acum trebuie să o scoatem. N -a... nu știm dacă ea a făcut asta, dar noi de fapt știm că ea a făcut asta, mă rog, e complicat. O să mă duc să vorbesc cu Mariusica să îi spun că trebuie să o scoatem și să vedem cum rezolvăm cu ea pentru că eu sunt 99 la asta sigur că i-a făcut chestia asta și dacă a făcut asta probabil o să facă chestii și mai nașpa. Dar mă rog, hai că o să mă duc să-l caut pe Mariusica să văd pe unde este. O să-mi iau mașinuța mea, nu a mea mașină și o să mă duc în căutarea lui, nu știu, cred că mamă, dar n-avem drum pe la Mariusica, trebuie să o iau prin pădure. Bă, îmi strig mașina nouă. Oh my god, ok, uite și unde stă Mariusica. Bă, trebuie să-i punem o cutie poștală aici. Nu știu ce cutie poștală e asta, dar nu-i merge efectiv. Doamne. Mariusica, ești pe acasă, bă, vino coace că avem treabă. E bă, pe server ce se întâmplă? aici, nu sunt niciodată aici, Mariusica. Deci are degeaba casa asta, că de când și-a făcut asta în copac, nu numai în copac aici. Mariusica, hai, vino încoace, că avem treabă. Ma... Bă, bă, nu e aici, ești nebun. Bă, mă așteptam să fie sfitul la televizor aici. Uh, ok, nu, nu e panică. Bă, stai așa, poate la poliție. Poate, dacă nu e nici la poliție, habar n-am pe unde aș putea să-l găsesc efectiv. Bă, eu sper să fie la poliție, mamă, fii atent aici, mișcări pe, pe parcările mele. Hai că, ok, Gata, gata, am parcat-o perfect. Ce se aude, bă? Ce faci, bă, Mariusica? Ce te-a te, te speriat motorul meu la mașina mea șmecheră, care este foarte, foarte puternic și clar nu merge mai încet decât dacă aș merge pe jos. N-ai voie să parchezi aici amendă? Păi de ce, mă, că e parcare, nu e parcare aici, mă? Cu bă, Cum bă am Bă, ce, ce, faci, bă, lasă mașina jos, e mașina mea. E parcare aici, nu spune nimic că n-am voie să parchez aici. Hai, lasă vrăjea la glumeam. Am vino cu mai că avem o problemă, gen chiar cu ce ocazie? Păi e o ocazie, dar uh, mai bine, mai bine am vorbit în altă altă parte, ce ai? Hai să nu, să nu vorbim aici, bună, bună Lorena, noi avem niște treabă de polițiști, mă, eu nu sunt polițist, sunt un burger, e, e cam acel lucru. Ok, Mariusica, hai, vino la mine mașina și hai să mergem undeva să putem... <laughs> Chiar cred că intri în mașina asta, nu, o să o lăsăm aici, vino cu ace... <laughs> vino cu ace cu mine, trebuie să vorbim într-un loc puțin mai retras, dacă știi ce vreau să zic, gen, adică, cred, că știi ce vreau să zic, uite și aici puteam parca, exact, exact, hai, du-te, du-te, dă repede, hai, bă, intră, intră, intră aici, așa, ba, bine că-mi închizi asta. În cap. Ok, fiate, Mariusică, avem o problemă. Uh, pot să lași pistolul acum, dar cred că o să trească să-mi scot eu arma pentru că avem o problemă bine. Nu o să o scot la tine, dar trebuie să-mi pregătesc arma. Ok, pentru că avem o mare, mare problemă Mariusică. Uh, practic, am primit un mesaj de la Hackerul și mi-a spus, uite, o, o să-ți arăt mesajul. Pe scurt, Hackerul mi-a spus în mesajul ăla că trebuie să o scoatem pe Alexandra de la închisoare pentru că au trecut. Uh, mai multe zile și n-am găsit nicio dovadă cum că ea ar fi vandalizat ăla și da, cam trebuie să facem ceva și să o scoatem de la închisoare, dar mie mi-e e cam frică că o să facă nebunii, așa că nu știu, pot să iau, o, să, o să iau și o uniformă din asta de polițist să te ajută acum când, cât o scoatem, bă, păi trebuie trebuie, trebuie, trebuie să, trebuie să par și eu așa mai oficial, nu, bă, nu mai trage nebunule, bine, gata, o dau jos, cream că mă las și pe mine cu uniforma de polițist, n-am văzut așa ceva, gata, stai așa, hai pune-o, mulțumesc, uite, uite cât de bine stă, hai bă, că chiar, chiar pot să fiu polițist într-o Zi, ok? Deci o să, o să merg așa cu, cu arma, frumos, mai bă, vezi că eu mai am o armă, adică eu, eu sunt pregătit de război, gen, stai să-mi iau și asta iau, deci dacă face ceva, direct am voie să trag în ea dacă face ceva, direct așa, îi dau, bam, nu mai știe de ea dacă îi dau una, cred că da, păi fi atentă uh, fii atent, pardon, trebuie să mergem să o scoatem și să-i spunem că, bă, Uh, nu știu, să o facem cumva să înțeleagă că nu e de glumă cu poliția și că chiar se poate să stea gen mereu toată viața acolo la închisoare dacă e ceva pentru că nu știu ce să zic, adică nu prea am încredere în ea, știi? Și acum că am și băgat o la închisoare, s-ar putea să fie destul de supărată pe noi, așa că nu știu, dar hai să mergem să vedem ce zice și să, să o scoatem de acolo și să vedem dacă e tot ok. Eu zic prima oară, fie în prima oară, hai să vedem cum se comportă. Dacă e ok și nu e, nu știu, nu pare super nebună. O scoatem dacă nu, nu știu, vorbim cu hackerul și spunem: "Bă, nu se mai poate, habar nu am." Dar hai să mergem la secție. Uh, o să fie puțin ciudat că, că sunt în, din asta de polițist, dar uh, spui că sunt la Academie, da, mă antrenezi. Gen, uh, acum e un uh, un experiment, uh, uh, mi-ară și mie cum funcționează. Sunt ucenic exact. mai mai luat și pe mine să învăț uh, chestii că eu nu știu cu poliția. Tu ești polițistul șef aici, ia uite mașina mea. Bă, bă nu e ne prea rapidă, bă. Bă, dar e, e șmecheră rău de tot. Mie îmi place mașina mea, Marius, e, că nu știu. Uite tu. E prea tare, uită-te și... Mama, am intrat în gunoi, ok. Hai să mergem să o arestăm acum, să o, să gen, s -o, s -o, s -o nu, să nu o mai arestăm, gen. Pot să o parchez la poliție. Am ah, voie să o parchez aici, gen? Păi aici nu e gen, doar poliția. A, ah, ok, gen, pot să o parchez aici. Bun, hai să mergem. A, ah, ok. Hai să mergem să vorbim cu Alexandra, să vedem ce spune și să sperăm că nu o să fie prea. chiar, mamă, cred că o să se aduce aia cu tine, că nu prea te lua lumea în serios dacă uh, lua aia cu tine. Bun, hai deschide aici și hai să vedem ce spune Alexandra. Bună ziua, domnișoară Alexandra, ce mai faceți? Bună ziua, mamă, dar ce bă, Ce să sunteți așa cu domnii polițiști, adică cu domnul polițist, că eu sunt domni polițist, ce faceți? Eu, eu nu sunt polițist, sunt uh, în antrenament aici, sunt doar Uh, ok, uh, sunt ucenic, da, doar mi arată cum, uh, cum funcționează poliția și chestii de genul uh, Mariusica, cred că trebuie să-i spui ceva domnișoare Alexandra uh, Domnișoara Alexandra, avem un mesaj de ultimă oră pentru dumneavoastră uh, Da, din fericire pentru tine, așa, spune Mariusica despre ce e vorba Ești liberă, exact, ești liberă domnișoara Alexandra Pentru că ne-am dat seama că nu avem nicio dovadă că sunteți dumneavoastră cea care a făcut chestia aia, așa că da Poți po să fi liberă, păi nu eram eu, Păi da, am... acum nu n avem de unde să știm chestia asta, dar aia este, dacă nu am găsit nicio dovadă și nimic. Sunteți liberă, dar, 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 dar stați așa un pic, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, ai pauză, pauză. băi, n-ai voie să pleci, stai, stai un pic, n-ai voie să te duce și trebuie să vorbim un pic. Înainte, păi noi, noi v-am dat drumul, dar trebuie să cooperați cu poliția acum. Uh, te rog să-l iei pe patrocli de aici, că uh, nu știu ce-i face, cred că îi face ceva rău sau nu știu, ei, poate fi periculos. Nu e, nu e Rex, este Patrocle, deci te rog frumos, vino, pleacă de lângă câine, că câinele e doar pentru polițiști, ai. Vino în coace, el nu e prieten cu posibil criminal. Deci, domnișoară Alexandra, întrebarea noastră pentru dumneavoastră este în felul următor. Am. Um, Cumva sunteți supărată Pe uh, ce s-a întâmplat Am ceapă, lasă ceapa Sunteți supărată pe ce s-a întâmplat că ați fost uh, Pe nedrept la închisoare, păi da Păi uh, că am fost pe nedrept Închisă, ok, și uh, Spuneți că nu dumneavoastră ați făcut chestia Cu vandalizarea, nu, adică nu uh, Vreau să mă plătiți pentru asta, vreau bani uh, Ok, nu nu putem să vă dăm bani Dar totuși, uh, 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 uite V-a dat colegul meu niște, uh, colegul, mă rog uh, Șeful meu, eu, eu nu sunt polițist aici Eu sunt doar un burger, ok, bun, deci că Mariusica are puțin îndoiel că ai putea să fi periculoasă și vrem să punem niște camere la tine acasă. Asta este faza, trebuie să punem niște camere la tine acasă ca să ne asigurăm că a, nu erai tu, pentru că tu ești cel mai mare suspect. Nu putem să te ținem la pușcărie, dar trebuie să punem niște camere la dumneavoastră acasă ca să vedem care este faza. Nu ai voie cu camere la mine acasă. Păi stai, bă, 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 nu fugi, stai așa, pe unde pleci? Bă, un am am parcat mașina acolo, nu știam unde e mașina lol. Ok, deci uh, da, s-au schimbat câteva chestii în oraș acum avem uh, avem vehicule, avem mașini. Uh, aveți grijă pe unde mergeți pentru că poate poate să vină o mașină în viteză sau ceva de genul. Uh, deci cine e fata? C -c -c cine e fata? Ce, Ce fata? Aici e aici e casa lui gigel constructor, acu e casa. E aici stă gigel constructor, A unei fete. Nu e o fată, bă. La lasă vrânjean Alexandra, vorbeam despre altceva. Gata, nu mai schimba subiectul. Deci ideea este că va trebui să punem niște camere la tine în casă, ok? Deci eu o să că să-l trimit pe colegul meu, Mariusica, Sică uh, adică colegul șeful meu, adică el e polițist, el se ocupă cu astea. Bă, 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 ce facem a Fugit, bă, alo, alo, n-ai voie să fugi. Vino cu aici, treci la... Bă, 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 treci mai înapoi. Ce facem bă, aici? Alo, alo. Păi ce facem aici? N-am vorbit că facem, uh, punem camera aici, ce, ce faceți? Încercați să fugiți? Păi hai, păi de ce ai fugit? A? Uh? Vrei, vrei să intri iar la pușcărie sau care e faza? Ea spune că voiam acasă, păi nu, nu merge așa, că puteți să rezolvăm și să intri iar la pușcărie imediat. Zi tu, Marius, Sică nu putem să, să facem să intre la pușcărie imediat, da? Păi ce crezi că ai scăpat? Nu, nu merge așa, stai liniștită, bun. Uh, o să trească să vorbesc puțin cu Mariusica și uh, o să revină și o să pună camere peste tot, ok? Hai, vino cu acea Mariusica, vino, vino cu mine aici. Uh, tu nu pleca de aici, poți sta în casă, că tot ai zis că vrei să stai la tine acasă, poți sta aici, dar pot dormi și o liniștită, da? Dacă stai în casă, nu e nicio problemă, te găsim aici, așa, bravo, Mariusica. Hai, vino, vino cu mine să, să discutăm câteva chestii, că vreau să ne asigurăm că nu este nimic cu sau chestii de genul, vină cu ace. Ok, Mariusica, deci fii atent. Motivul pentru care am zis să te duci tu singur, pe lângă că tu ești polițist și na, nu prea puteam să vin eu, am zis să te duci tu singur pentru că tu ai băgat-o la pușcărie cum ar veni, că tu ești polițistul și mă gândesc că dacă ar face ceva nașpa, ar face gen, ți-ar face ție, știi? Și dacă uh, sunteți doar voi doi singuri, poate, poate o prindem când încearcă să facă ceva, știi? Tu o să fii pe fază și o să fiu și eu și să vă spionez undeva mai de departe ca să nu mă vadă sau ceva. Să vedem dacă ar face ceva când ești doar tu cu ea, deci o să te duci. Am nevoie să niște camere. Ai vreo cameră din aia din, de, de ți-au venit ție noi, Ca ai zis că ai luat un nu ce camere, de ai plantat prin oraș pe aici. Ai vreo cameră din aia dacă faci. Ba, nu, nu spune. Nu spune că le-ai tot în. nu poți. Bă, le-ai în frigider. bă, de ce de fiecare dată ți chestiile nu m-am frigi. Ok, știi ceva, nu contează. Bun, e perfect. O să păstrez totuși și atent, o să iau armura asta pe mine, în caz de ceva, știi, doar așa ca să fie reci. A, ah, da, are, are mult sens, ok? În caz de ceva o să țin asta pe mine și o să mă duc fi atent, fi atent, îmi scot camera, unde unde am bă camera? A, ah, uite, o am aici. Bun, o să-mi scot camera, iau și niște de astea să fac poze. Și dacă e ceva, o să fac uh, poze la toate chestiile Să vedem dacă se comportă cumva dubios sau așa Și dacă se întâmplă ceva O să vin și o să intervin, ok? Dar va trebui să stau mai departe Deci, oricum, bă, tu te descurci oricum Dar ca idee sunt curios dacă ar face ceva Dacă ați fi numai voi doi, știi ce zic? Așa că... Hai să mergem să găsesc și eu un loc de pândă. Nu știu tu ce, unde zici să stau? Să stau la tine acasă, să stau mai aproape. Nu știu, la mie să nu mă vadă dacă stau mai aproape, știi ce zic? Sus la mine. Hai să stau sus la tine, pentru că acolo chiar nu chiar nu s-ar uita, știi ce zic? Că dacă stau la capul tău, mamă, păi, pau, lo, până urcă acolo, nu lasă că mă duc la tine. Mă duc la tine. Hai să vedem dacă dacă se vede de la tine, dacă se vede casa ei. Și după aia te duci tu și pui camerele pe acolo și vedem ce se întâmplă, nu știu. Oricum ar trebui să ai și tu o cameră, se uită la noi, Măi, unde se uită, bă, la noi? Cred că se uită la noi de, de aici, dar știu unde suntem sau ce. Oricum e... Oh my God, o văd, ești nebun? Mi-a făcut și cu mâna. Oh my God. Ok, e, e, foarte dubios Da, ți-am zis Da, ți-am zis că mi-e e cam frică cu ea Că e cam nebună, sincer uh, Da, fii atent Deci, uh, ciudată, da, e ciudată rău de tot Ideea este că o să că să mă ascund undeva pe acolo prin frunze Stai așa că aveam noi un loc pe aici Uite pe aici, fix așa prin frunze Ca să nu mă vadă pe aici, știi ce zic? Uite așa, uite, nu prea mă vede de aici Ok, fii atent și o să stau eu O să, o să văd care este faza Tu te duci și fii atent Ar fi bine să ai tu o, o cameră pe, pe tine, știi ce zic? Să ai, să ai o cameră a, a, pe uniformă ca să filmezi și tu ca să vezi care este faza să avem da, 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 body cam din ăla cum se spune în engleză, cameră pe, pe, corp efectiv ca să se vadă gen ce faci și tu și a, să rămânem așa să poți să mă auzi, ok? Să pe piept, da, 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 și să pot să mă auzi să, să spui dacă se întâmplă ceva, ok? Cu, da, cu căscuță, da, da, da deci să fii pregătit, du-te acolo în misiune, eu o să fiu aici, o să te veghez și dacă este ceva, îmi spui și ar trebui să te aud, nu? Dacă am și o uniformă, ar trebui să poți să putem vorbi oricând. Deci uh, poți să te duci și eu să mă uit. Mamă, dar mă vede, bro, de aici trebuie să-mi schimb locul, nu știu. Du-te, nu mai stai aici, că stai lângă mine și o să mă vadă, ok? Eu oricum pot să te aud că avem aceeași uniformă și așa. Și ar trebui să fie căscuța aia spune ceva. Eu ar trebui să poți să te auzi, tu poți să mă auzi acum, nu? Alo? Ok, perfect, e perfect și tu mă auzi. Deci te duci acolo. Dacă se întâmplă ceva, oricum uh, o să intervin și o să fac eu poze și chestii, dar ai grijă, ok? Doar ai grijă. Ok, fraților, deci m-am mutat pe camera acum, nu mă mai uit cu aparatul foto, m-am uitat direct pe camera asta de la Mariusica. Bună ziua, alo! Ia uite cum se duce, pentru că Alexandra se tot uita aici și nu voiam să mă vadă sau ceva ca să creadă că, bă, chiar e, e efectiv doar ea și Mariusica ca să dorm, dorm, lasă-mă. Bă, uite-te și tu, Mariusica insistă, du-te. Bă, eu te bă, atât în poliție, ești nebun? Bă, Mariusica insistă că ai zis că trebuie să-i pui camere și așa, adică du-te direct așa pe știi ce zic, du-te așa. Hai că trebuie să spun camere, așa, bun, 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 bravo, bravo. Pune camere peste tot prin casă, pune în fiecare colț și după aia să pui și pe din afară, ok? Pune, pune, setează-le bine camerele să, să meargă și chestii, să te conectezi și la ele, Ok, face ceva suspect, gata, ajunge. Uite, vrea puține camere, nu înțeleg care e faza efectivă. Ai pus peste tot prin casă, ai pus în toate col... Ia, bă, ce se întâmplă, mă? Ce a făcut? Bă, 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 stai, 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 stai un pic, asta nu, nu prea e bine, ce, ce... What? I-a luat taser Mă, ce? Stai așa, stai așa. ok, ok, am făcut poză la chestia asta Stai așa că vreau să fac cât mai multe Mama, nu mai merge să fac poză. Ok, uh, vreau voiam să fac cât mai multe dovezi. Unde se duce? Mă, ce se întâmplă? Mișcă? Mergi? Bă, 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 se întâmplă ceva. Stai așa. Stai că se întâmplă. What? Uh, efectiv, bă, frate, bă, l-am lă... La... Nu înțeleg ce să... Se... Hainele jos acum? Bă, 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 stai așa un pic. Unde sunt mă ăștia? Bă, fără uniformă. Stai, bă, bă, Efectiv, câ când, s-a întâmplat, frate, ui, ui, what? Stai, uite, uite și tu la ei. Bă, 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 nu e ok. Să așa că eu nu mai da. Dă pistolul. Wow, ce nebună. Nu că eu îi, îi urmăresc, o să urmăresc efectiv. Nu vreau să mă bag acum, că... Mamă, vreau să vă, vreau să vă ce se întâmplă. Nu vreau să mă bag acum. What? Oh, lu, uite după mine, uite după mine. Nu, 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 nu. Ok, ok. Bă, aș putea să mă bag acum, dar vreau să văd ce se întâmplă. Vreau să văd unde îl duce și ce vreau să fac. Uite, -și tu. Se uită după mine, efectiv, bro. Wow! Se uită să. Ia, ia, se mai uită. Ok, s-a dus după munte, bro S-a dus după... Uită-te și tu Ok, ba, 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 mergi Hai în față repede, wow Ok, nu, 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 mă duc, mă duc Mă duc, trebuie să trimit, de fapt, nu O să trimit pozele astea, o să trimit pozele astea La hacker, ca să vadă că e nebună Și după... Nu, 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 că nu pot să le trimit, n timp Trebuie să mă duc după ei să urmăresc, da, da, da Nu, mai bine mă duc după ei să urmăresc, efectiv Doamne, unde s-au dus, mă